Candidatul PSD pentru funcția de senator în Parlamentul României a fost în cadrul săptămânii trecute printre cetățenii comunei Ilovița. Oamenii sunt disperați și își doresc ca Partidul Social Democrat să pună cât mai rapid capăt guvernării liberale. Aici e vorba de priorități. Ăia se ocupă de capitalul străin și noi de oameni de aici. Ăia vor să împovereze populația din România. Deci că puțin câte puțin de la fiecare nu simte că omul suportă. Da, suport, bani că suportă. Până s-a dus, până s-a terminat. Că nu mai suportă atât. Nu mai faci vedea, nu mai suport. Să veniți la vot, să vă apărăți pe ei. Veniți la vot, am fost. Candidatul PSD Liviu Mazilu a luat la pas comunele județului pentru a discuta cu cetățenii. Acesta a fost primit foarte bine și în comuna Ilovița. Am văzut oameni minunați, oameni, din păcate, posomorâți, încărcați de nevoi și foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă astăzi în România și de ce se va întâmpla anul viitor. Spre surprinderea guvernanților noștri, oamenii de aici sunt foarte bine informați. Se așteaptă la lucruri din ce în ce mai rele puse la cale de guvernul Orban și caută să-și apere drepturile strângându-se în jurul Partidului Social Democrat. Singura lor speranță într-un trai mai bun sunt candidații Partidului Social Democrat și pentru asta le-am mulțumit oamenilor și am asigurat de întreaga noastră susținere. Oamenii își pun încrederea în Partidul Social Democrat și la Ilovița, spunând că o să susțină candidații PSD pe 6 decembrie. Doriți schimbarea pe 6 decembrie? Doamne, să schimbă unii neapărat, că nu mai putem să mai suportăm. Nu mai că ne ține vai de mamă, mai rog la pușcărie. Păi și-a ajuns președintele să bată rog de noi. Păi ce-am ajuns? Suntem câini, suntem bai, nu putem mai ajunge undeva să mai pleci. Acum trebuie să mă luau, dacă mă luau, să-mi iau adeverența. Echipa PSD, susțineți? Păi normal că totdeauna țin cu ala. Că e mai bun ca PNR-ul. PNR-ul și-am ajuns, bate joc de noi. Pe DSR-ul oricum am mai dat. În cea locată la copii ne-am marit. Tot minte că le marit și nu mai mărește. Păi... Copilul, ce îți dai să mănânci? Vă doriți schimbarea pe 6 decembrie? Noi îmi dorim și să fie mai bine. Noi ne dorim foarte mult. Ce părere aveți despre actuala guvernare? Păi ce să am, nu știu ce părere să mai am despre actuala guvernare, că văd că e tot mai rău, mai bine nu e. Noi să facem, să votăm, să fie tot mai bine, să fie populația, copiii lași ăștia, că nici pensii, nici alocații nu le mărești, le-am pus și am pus acolo 102 de lei, atât. Restul nimic. Pe copilașul acu ce să duce? Acum ai închis școli, grădinițele acasă, școli, fac copiii pe online acasă, pe ăștia la grădiniță, ce știu ei să facă? Că ăsta tot a fost. Noi cu tot ăsta am fost de mult. Dar pe ora s-au schimbat și au făcut și au trecut la alte partide. Eu tot cu ăsta partide am fost de mult. Și am mers bine, și a fost. Acum, nu știu. Vă doriți să câștigi alegerile? Îmi doresc să câștigi alegerile. Că m-am gândit să o schimbau, fi mai spre binele nostru. Să pun geamuri la țărani, ca să nu îngheță. Și a ajuns țăranul nostru, Doamne, bataie de joc. Partidul Social Democrat este iubit în comuna Ilovița, locuitorii de aici, conștientizând faptul că doar PSD are puterea să oprească măsurile aberante luate de liberali în ultima perioadă. Am mers pe la casele oamenilor, am discutat cu cetățenii, suntem foarte încredători că pe 6 decembrie PSD-ul o să ia un scor foarte, foarte bun Ilovița, pentru că, într-adevăr, PSD-ul a arătat că lucrurile se pot rezolva și altfel. Și mai ales în situația în care suntem cu pandemia. Da, echipa de campanie am mers împreună și am discutat cu oamenii și într-adevăr oamenii și-au spus toate păsurile, toate doleanțele, vor să fie și sprijiniți, ajutați, vor să trecem cât mai repede prin această situație. Ne-au vorbit foarte mulți oameni despre alocații, despre pensii, despre salarii, despre lipsa locurilor de muncă. Am primit asigurări că dacă pe 6 decembrie vor fi un vot pozitiv în favoarea PSD-ului, lucrurile se vor schimba. Partidul Social Democrat va obține un scor covârșitor la alegerile din 6 decembrie, date fiind toate investițiile pe care socialdemocrații le-au realizat în Mehedinți, județul nostru fiind în ultimii ani un șantier în lucru.